Luptătorii suceveni au obținut titlul național într-o manieră categorică, cu 4 victorii din tot atâtea confruntări disputate. Sportivii pregătiți de Valerica Gherasim și Andrei Bolohan i-au învins cu scorul de 10-0 pe cei de la Râmnicu Vâlcea, cu 8-2 Aradul și Botoșaniul și cu 7-3 pe principalii contracandidații la aur, luptătorii echipei din Slatina. Antrenorii Valerica Gherasim și Andrei Bolohan și-au găsit cu greu cuvintele la final. După cum ați văzut, totul se face în echipă, cu echipa. Eu împreună cu domnul Andrei Bolohan, profesorul Andrei Bolohan, colegul meu, fostul meu elev, am reușit să aducem al 4-lea titlu pe echipe la Suceava. Pentru LPS Suceava, vreau să vă spun că titlul ăsta ne l-am dorit poate că mai mult decât celelalte, deoarece este prima dată pentru LPS Suceava. Este pentru prima dată când se organizează la LPS Suceava, în această sală. Ca atare, bucuria este poate de două ori mai mare. Ce să vă spunem, încă suntem sub euforia asta a concursului, încă nu ne-am revenit. Am colaborat împreună pentru a obține acest rezultat, dar nu numai noi doi, aici trebuie să reamintim că a fost aproape de noi și conducerea școlii, conducerea inspectoratului școlar, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Primăria, chiar și Consiliul Județean ne-a susținut. Și vedeți unde există muncă și susținere, apar și rezultatele. Țin să mulțumesc în primul rând suporterilor noștri, susținătorilor noștri care au venit într-un număr foarte mare. La celelalte competiții organizate la Suceava nu au fost chiar așa și foarte vehemenți, așa, s-au desfășurat foarte frumos, organizat, au susținut, au strigat, s-au bucurat pentru noi la fiecare victorie. M-au bucurat foarte frumos, a fost o atmosferă foarte frumoasă aici la noi pe Saltea și în sala liceului Cupran Sportiv. LPS Suceava a fost reprezentată la finala Campionatului Național de Lupte Greco-Romane pentru juniori 2 de o echipă formată din 12 sportivi. Este vorba despre Ioan Moisei, Codrin Maxim, Andrei Hrițuc, Marius Blându, Andrei Rusu, Teodor Horătău, Viorel Strugadiu, Nicu Ojoc, Mihai Corbu, Adriana Gache, Daniel Blănari și Sebastian Prepeliuc.